cum te alintă mama? Cum îți zice? Nu prea mă alintă. Ștefan îmi zice. Ștefan, așa? Da. Și când erai mic? Ștefanel, cred. Ștefanel. Nu mai țin minte. Ștefan. Câți ani ai, Ștefan? 22. 20. Nu mai țin minte că e de... Ce faci, Ștefan? Sunt student la drept și cu totodată agent imobiliar. Wow! Cam atât. În timpul liber? Da. Păi da. Sunt multe. Și student... Nu e facultate ușoară? Nu, e foarte grea. O zici așa cu năduf. Adică la modul cine m-a pus să dau aici. Da. Corect. Te-am nimerit, da? Nu, puțin, nu. Am fost puțin influențat. În ce ani ești? Am trecut anul 4. Nu mai mult. Gata. Da. Să sperăm. Parcă nu se mai termine. Da. Și agent imobiliar în... Când am timp, când am chef. E tare. Și ai credibilitatea de a vinde la 22 de ani? Da. Da, nu, chiar da. Ce vinzi? Terenuri, apartamente? De obicei închiriez mai mult chirii. Da, lucrezi la o agenție? Mi-am făcut firma mea. Du-te. Da. Da? La 22 de ani? Bravo, puștule. Pe lună cam, așa, într-un an, cât să te descurci? 3-4 mii de lei. De lei? Depinde cât muncești. Dacă îți dedici timp, chiar se fac bani. Dacă... E bine. Nu? Bravo, Ștefane. Hai să începem. Hai. Îmi place că ești așa blând. La 22 de ani, relax. Fii atent aici. 4 litere pentru un cuvânt. Pribegie în altă țară. Literă. Ai, măi, Ștefane. Ai terminat, student la drept. Ai terminat dreptul, domnule avocat, ce mai? Vreo 5-6 milioane de români sunt. Literă. Plecați în expulzați, peste aia expulzați. Că nu sunt expulzați, exil, da. Exil. Regele Mihai a fost trimis cu forța, exilul. Cei care lucrează acolo, e diaspora. La asta mă gândeam. E altceva. Bun, perfect. 200 de lei. Domnule avocat, a lovi moldovenește. Să nu șoptești, Nicoleta. Liter. Ai, măi. Moldovenii. Cum zic la a lovi? L-am lovit, adică l-am... Pleznit. Nu. Pocnit? Nu, ai pocnesc moldovenii. Literă. Moldovenii zic, băi, dar lovitura... Păli. Apăli. Apăli. Zic bine, Mariana, apăli, da? Apăli. Moldovenii din... Nu doar cei din Republica Moldova, și moldovenii noștri. Bun, cât ai, Nico? 4.400. 4.400. Ștefănică, 500 de lei. Student la drept... În anul 4, ține-te bine. Domnule avocat, să nu treacă o secundă și dai, da? Domnule avocat, vedem. Și rog toți studenții de la drept din anul 4, ești la stat, nu? La Universitatea din București. Da. Îi rog să se uite la televizor un avocat care e precum justiția. Drept. Drept. Justiția, mă, domnule avocat. Justiția vede ea ceva? Ține ea cu stânga sau cu dreapta? Nu e oarbă. Ea. Nu e oarbă. Nu mai îmi pune așa presiune cu avocatul, nu-mi place deloc, oricum nu mai îmi zice cu avocat. Nu mai spune cu avocat. Nu e legată la ochi justiție. Nu ține ea nici cu, știi, nu, cântarul ăla, nu e ea oarbă. Nu mai îmi zice de avocat. Nu-mi place deloc. Nu-i de la drept în anul 4, Ștefanie. Bun, las-o așa, perfect. Bun, fii atent. Dar să știi că poți să fii avocat și pe asigurări, de exemplu. Asigurare care te despăgubește chiar dacă e vina ta, domnule avocat. Casco. Ai, gata. Casco. Bravo. Casco. Bun, 1400. Perfect. Avem 40 de secunde de când am început și deja avem 1400 de lei. Ștefănică. Zone... foarte sensibile ale craniului. Tâmple.
Bravo. Puștule 2000. Cât ai, Nico? 4400. 4400. Bine jucat. Acum fii atent. Ăsta e verb la infinitiv. A menționa întreacăt numele cuiva. Întreacăt, Ștefănică. Deci... literă. Te-am lăsat. Aduce vorba despre ceva. Aduce vorba despre... spune. Ha? Spune. Păi, spune. Întreacăt, nu întreacăt. Știi enunța. Când... ia. Știi când sughiți? Se zici, bă, cineva mă... pomenești, apomeni. Apomeni! Bravo! Când se zici vorba aia, nu? Când sughiți cineva mă vorbește, da. Mă pomenește. Da, da. Ai. Faci sport, Ștefane? Da. Profesionist sau nu, așa? Am făcut tenis 7 ani și acum sală. Natură merge așa prin... mai munți, puțin, chestii, nu prea mă dau jos din mașină. Nu? Da? Nu prea mai am timp. Și student și agent imobiliar, te duc în natură un pic. Câteva secunde măcar. În locul ăla scăldat de razele soarelui la mijloc de codru des, uite ce poezie. Sună așa, locul ăla scăldat. Oieniță. Câmpie. Păi cât e câmpia? Vezi, și tu te-ai aruncat fără niciun P-O-I-N-I-C-E. E din 8, ăsta e din 7. Zona aia defrișată de dimensiuni mici. O zonă defrișată, fără arbor, dar are dimensiuni mici. E poiniță, dar în pădure. E bine cum ai zis, poiniță. Ai sinonime, jocul cuvintelor despre sinonime. Pâlc. Ce mă pâlc? Pâlcul e de copaci. Porțiunea aia, dacă vrei, de cel senin, fără nori. Da. Poenița, dar era pe acolo. Poenița da. Aia în da, pădure. Da. Stăm bine, Ștefane. 1800 de lei, 2 minute 56. Fii atent. Diminutiv afectuos pentru ceva redus ca dimensiuni. Literă. Adică ceva redus ca dimensiuni. Nu ești căsătorit, așa-i? Mititel. Bravo. Să-mi țin întrebarea. Nu ești căsătorit, nu? Mititel. Când o să ai un bebe, gingaș și mititel, o să fie... e cineva care te liniștește pe tine, așa-i? În da, viața ta. Da, da. Bravo. 2400. 800 de lei. Ștefane, 8 litere. Fii atent aici. Ai zis că te enervează cu dreptul, să nu mai poți să-mi dai și cu dreptul dacă n-ai altceva. Gata, mai gata, am altceva mai. Toate. Nu, fii atent, am ceva din imobiliare. Hai să vedem. Am ceva din imobiliare. Fii atent aici. Ești agent imobiliar în timpul liber. Tu student la drept, dar în timpul liber mai și închiriez apart. Apreciere oxiometrică a cantității. Na. Literă. Aprecierea valorii unui agent imobiliar cum ești tu. Literă. Literă. Aprecierea valorii unui apartament, poftim. Calcul. Estimare. Estimare. Estim calculul unui, nu? Aprecierea. Da. Măsurarea așa imprecisă de la distanță, estimare. Cât zici, Nico? 4400. Poți să întreb câte cuvinte mai am? Nu pot, nu? Auzi? 5. Fii atent, 5 cuvinte. Ai 3000 aproape, 2900. Nico are 4400. Ștefane, dacă tu te concentrezi, puștule, dacă te concentrezi, te poți duce la o sumă mare în seara asta. Da. Văd așa te bățâite, știi? Hai să ne concentrăm în astea 2 minute, că și timp ai. Fii atent, poți să câștigi mult. Are timp. Ai zis că din treaba asta cu imobiliarele îți ies undeva la un 3000 de lei pe lună. Ai în clipa asta 3000, 2900. Poți să faci mult mai mult. Fii atent, puștule. Accesorii nelipsite doamnelor din aristocrație. Ce numere acolo? Literele. Ce ți-ai literă. Hai o literă. Bijuterii.
Da, mă, bijuterii nelipsit, da, mă. Lasă bijuterii. Podoabe. Hai, mai. Erau confecționate din mătase, din pene, din hârtie. Pălării, paiete. Mai zi. Hai. Cu coanele le vânturau în trecut. Evantaie. Cum? Evantaie! 3600. Bun. Excelent. Nico, 4400, da? 2 din 9, 2 din 10, domnule avocat. Și ai 2 minute și 20 de secunde, Ștefănică. Fii atent aici, pe logică. Te uiți la definiție, nu sări imediat după literă, da? Uită-te la definiție. Zice așa, aparat optic care face invizibilul să fie vizibil. Deci optic. Ia o băbește. Iar numeri. Ce nu ți-a ieșit? Ochelari. Nu neapărat. Ochelarul nu binoclu. Face... Adică trebuie să fii Nicu Constantin, știi? Era un actor care avea... Nu. Tu mă întrebi pe mine, Cristi, că n-am voie binoclu. Să spun. Binoclu. Nu, cap. Nu vrei... Literă. Hai o literă, domnule avocat. Literă. E un sistem de lentile dispus între ocular și obiectiv. Un sistem de lentile. Auzi, Galileo Galilei l-a inventat acum mulți ani. Ochiolino, îi zicea Galileo Galilei. El literă. În ziua de azi poate mări imaginea de milioane de ori. Microscopul. Mergea așa-i? Da. Face invizibilul vizibil. Știi? Că noi nu vedem la microscop, da, ce așa cu ochiul liber, ce putem să vedem la microscop. Auzi? Bâție deja. Știi? De pe un picior pe altul. Așa. Nico, 4400, da? Ăsta mic are 4100 în clipa asta. Unde stai, Ștefane? Prin Titan. Bucureștean. Da. Stai în București. Și născut în București. Da. Bucureștean. Asta undeva, fii atent la ghilimelele astea, cu tot cu cățel și purcel. Domicilia. 5.000. Știu ce mă întreb. Câte cuvinte mai ai, nu? Două. Uh-huh. Liniștit. Da, vezi că sunt alea scumpe. Da. Hai, Ștefane. Domnule avocat, tip de sondaj cu variante de răspuns, domnule avocat. Vă dau o literă? Literă. Literă. E un soi de instrument care e folosit dacă vrei în cercetarea statistică, Ștefane. Literă. Hai încă o literă, hai că putem. Literă. La interogarea scrisă a respondenților se folosește chestia asta. Literă. Aoleu, literă. Aproape că l-am. Formular. Chestionar. Da. Da, te-ai enervat că era ușor, așa-i? Da. Da, chestionar. 53 de secunde. Ștefane. 1000 de lei face următorul cuvânt. 1000 de lei. Îți spun definiția lui? Da. Hai pentru 1000 de lei. 10 litere, un cuvânt, 1000 de lei. Meșteșugul și arta imortalizării cuvintelor. Băi, băbește dacă luăm, prindem cuvântul. Îți dau o literă. Literă. Arta imortalizării cuvintelor. Literă. Arta imortalizării imaginilor e prin fotografie, de exemplu. Literă. Asta a cuvintelor. Vorbele, imprimarea vorbelor, Ștefane, pe hârtie. Acolo e cuvântul. Îl ai. Literă. Hai pentru 600 de lei. Auzi, multiplicarea mecanică a volumelor. Literă. Se face undeva. 8 secunde mai ai. Tipografia. Stai! Tipografie. Tipografie! Excelent! Hai. Tipografie era.
Domnule avocat, bine. Bine jucat. Când termin, te duci spre imobiliare sau spre avocatură? Nu știu spre ce mă duc, sper să termin. Să ai o viață frumoasă, Ștefan. Mulțumesc. Mulțumesc că ai fost cu noi.